ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei, vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Dragi concetățeni, astăzi am vrea să vorbim despre un subiect care afectează zeci de mii de familii din țara noastră. Noi de fiecare dată spunem că copiii sunt viitorul nostru. Noi de fiecare dată spunem că statul trebuie să încurajeze familiile să aibă copii, să crească, să avem o educație propice ca să avem și viitor în general. Statul, Republica Moldova, și potrivit Constituției, trebuie să aibă grijă de familii și de copii. În același timp, în ultimele 4 luni de zile, statul a lăsat baltă zeci de mii de familii ca să aibă grijă părinții, sau mai bine zis, grija doar pe umerii părinților, grija copiilor în situația în care grădinițele sau școlile au funcționat în regimul care a existat în 4 luni de zile. Ultimul timp vedem că se întâmplă lucruri foarte dramatice și chiar tragice. Mulți copii mici nu au supraveghere și nu au îngrijitor. Părinții merg la muncă, cei care mai au ce lucra, iar copiii rămân fără supraveghere. Din această cauză se întâmplă și lucruri dramatice, cum au fost cazurile când copiii au fost striviți de mobilă sau s-au înnecat sau alte drame pe care le trăiesc familiile. În această perioadă, taberele pentru copii nu funcționează. În această perioadă, grădinițele nu funcționează. Părinții sunt puși în situații extrem de dificile de a avea grijă de copiii lor și de foarte multe ori copiii rămân fără supraveghere. Iată de ce. Noi, echipa ProMoldova, venim cu o propunere de modificare a legislației și de a găsi o soluție de excepție pentru această perioadă de timp, ca părinții care au copii în întreținere până la vârsta de 10 ani, de la 3 la 10 ani, să se bucure de dreptul de a avea un concediu plătit din partea statului. Să aibă dreptul să-și ia concediu, să stea cu copilul, să-l supravegheze, să-l crească și în același timp acest concediu să fie plătit. Foarte multe mame și în general părinți ne-au scris zilele trecute despre această problemă că nu au cu cine să lase copilul. Că pun în pericol copiii. Și iată de ce noi venim cu această soluție și sperăm foarte mult că această majoritate fragilă deja din Parlament, formată din socialiști și democrați, vor asculta nevoia și vor înțelege nevoia de a schimba legislația și de a veni față de părinți și față de copii cu această soluție. Am să rog pe colega mea, doamna Elena Băcalu, care are și o experiență deosebită în tot ceea ce înseamnă în experiența sa și de viață, dar și experiență profesională, grija și protecția față de copii, să dea detalii în privința acestei inițiative legislative. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc mult, domnul președinte. Vreau să mulțumesc reprezentanților mass media că ați dat start invitației noastre de a fi prezenți la acest briefing. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor! Stimați reprezentanți mass media, dragi cetățeni ai Republicii Moldova, așa cum a menționat și domnul președinte a Partidului ProMoldova, domnul Adrian Candul, astăzi noi am venit în fața dumneavoastră cu un proiect de lege care a fost elaborat și inițiat de către grupul parlamentar ProMoldova. În corespundere cu datele statistice oferite de către Banca de Date a Republicii Moldova, noi cunoaștem foarte bine că astăzi în Republica Moldova copii cu vârsta de la 5 la 10 ani au fost înregistrați pentru anul 2019 aproape 170.000 de copii. Din păcate nu am reușit, adică nu că nu am reușit, nu am găsit datele ce țin de copii de la vârsta de 3 până la vârsta de 5 ani.
Noi cunoaștem că această categorie de copii, de la anume această vârstă, sunt acei copii care depind de îngrijirea maturilor. Noi nu putem acești copii să lăsăm fără supravegherea părinților, noi nu putem să-i lăsăm în voia soartei, fiindcă pe perioada pandemiei noi s-au confruntat foarte multe familii anume cu aceste probleme și anume din aceste motive noi am considerat că este binevenit și este foarte necesar ca să venim cu această inițiativă legislativă. Noi cunoaștem foarte bine că, din fericire, pe perioada pandemiei, guvernanții au neglijat și interesele acestei categorii de populație a Republicii Moldova, creând impedimente pentru părinții care îngrijesc de copii de a-și onora obligațiunile părintești. Conform hotărârii Parlamentului Republicii Moldova, numărul 55 din 2020, Comisia pentru Stări Excepționale a întreprins mai multe măsuri, inclusiv și măsurile ce țin de izolarea cetățenilor la domiciliu, anume când au fost prin dispoziția numărul 14, din 6 aprilie 2020, Comisia Stării Excepționale a dispus organizarea învățământului la distanță. Anume de ocupația copiilor de acasă. Cu alte cuvinte, la momentul în care instituțiile de învățământ, preșcolar și primar și-au sistat activitatea, părinții care se ocupă de îngrijirea nemijlocită au fost nevoiți să se abțină de a merge la serviciu, chiar dacă noi cunoaștem că unele din întreprinderi au activat în această perioadă de timp. Dar și după ce au început, după data de 15 mai, când deja a fost încetată starea de urgență și majoritatea întreprinderilor s-au reînceput activitatea, iar grădinițele de copii, din păcate, nici până la momentul dat nu activează, este o problemă când părinții, fiind erau nevoiți să lase copiii între vârstele de 3-4-10 ani acasă, fără supraveghere. În alte ordine de idei, copiii de la vârsta de 6-7-10 ani până la declararea vacanței de vară au fost lăsați acasă, fără supraveghere, toată ziua pentru a participa la distanță la lecții. Este de menționat că chiar dacă copilul a devenit elev în clasa 1, aceasta nu presupune că el poate să stea acasă fără monitorizarea celor maturi mai în vârstă și o zi întreagă, precum s-a prezumat în dispoziția Comisiei Stări Excepționale. Așa cum spunea și domnul președinte, noi cunoaștem foarte multe cazuri, din păcate cazuri tragice, care s-au terminat cu decesul unor copii în această perioadă grea. Noi cunoaștem cazuri când copiii au fost supuși diferitor riscuri, dar din păcate eu vreau să spun că noi cunoaștem doar despre acele cazuri care au fost mediatizate în mass media. Suntem departe de gândul și cunoaștem că sunt mult mai multe cazuri când copiii rămași fără supravegherea maturilor s-au confruntat cu mai multe probleme. Deși codul muncii prevede că le oferă posibilitatea părinților care îngrijesc nemijlocit de copilul până la vârsta de 4 ani de a beneficia de concediu, acest drept s-a dovedit a fi insuficient și ineficient în contextul pandemiei. Când părinții erau nevoiți în această perioadă de timp să-și ia concediu din cont propriu sau să-și ia concediu ordinar, anume pentru că această categorie de copii aveau nevoie de îngrijirea părinților și care au fost trimiși acasă de către Comisia pentru Situații Excepționale pentru o perioadă de câteva luni. În contextul celor menționate, grupul parlamentar Pro-Moldova propune reglementarea unui nou tip de concediu care va putea fi luat doar de către unul dintre părinți sau o persoană în îngrijirea căruia se află copiii de la vârsta de 3 până la 10 ani. În cazul în care instituțiile de învățământ preșcolar și învățământ primar sistează activitatea sau încep a activa la distanță, acest tip de concediu se va acorda pentru toată perioada de sistare a activității și îndeplinirii de la distanță a studiilor. Pe perioada concediului, salariatul va beneficia de o indemnizație oferită prin intermediul din bugetul de asigurări sociale, care nu va fi mai mică decât salariul mediu pe economie.
Propunerea în cauză vine să excludă acea lacună legală care a devenit evidentă în contextul pandemiei, care nu permitea salariaților ca copii la îngrijire în vârstă de 40 ani să-și continue nestingherit activitatea de muncă, forțându-i să renunțe la muncă pentru a îngriji copiii, astfel lăsându-i fără venituri familiale. Mai sus spuneam despre aceea că mulți din părinți erau puși în situația de a-și lua concediu din cont propriu sau concediu anual. Dar, din păcate, avem cazuri și cazuri foarte multe când părinții au fost nevoiți sau au fost presați să se concedieze. Mai mult ca atât, propunerea în cauză vine să fortifice și dreptul la asistență și protecție socială a cetățenilor Republicii Moldova, care este consfințit în articolul 47 a Constituției Republicii Moldova. Mecanismul propus de către grupul parlamentar pro-Moldova este cu cât mai necesar, cu atât este foarte necesar, anume din motivul că noi cunoaștem foarte bine discuțiile care se duc în societate și nu doar în Republica Moldova și se vorbește foarte mult despre faptul că, de fapt, la toamnă vom avea al doilea val, dar mai bine zis, nu știm dacă în toamnă vom ieși din primul val și de aceea această categorie de copii pot nimeri din nou în această situație, mă refer la învățământul la distanță și copiii de vârstă preșcolară nu vor avea posibilitatea să frecventeze instituțiile preșcolare. De aceea noi venim cu această inițiativă legislativă, anume să susținem această categorie de copii și nu doar copii, dar părinții, familiile care în această perioadă de timp, din păcate, s-au confruntat nu doar cu probleme ce țin de lipsa supravegherii de către cei maturi, dar din păcate avem foarte multe probleme și de ordin financiar. Bugetele multor familii au scăzut și părinții astăzi se confruntă cu astfel de probleme. Vreau să vă spun că ideal probabil ar fi ca atât în Republica Moldova cât și la nivel mondial să scăpăm cu toții de această epidemie, dar din păcate nu știm când se va termina, când va avea sfârșit. Și atunci când vorbim că există în societate unele probleme, probleme destul de grave, noi cei de la guvernare, noi cei din Parlamentul Republicii Moldova, suntem datori să găsim soluții. Eu vă mulțumesc mult și ne dorim cu toții sănătate. Sănătate nouă și la toată lumea. Mulțumim frumos. Mă iertați, domnule. În încheiere am vrea să facem un apel către colegii noștri din Parlamentul Republicii Moldova, în mod special un apel față de această majoritate parlamentară, ca în timpul cel mai apropiat, noi astăzi vom înregistra acest proiect de lege și ne așteptăm ca săptămâna viitoare, în timpul cel mai scurt, să fie examinat, dezbătut aici în Parlament și măcar în ceasul al 12-lea această guvernare să înțeleagă importanța acestor inițiative care vin să protejeze familiile și, în primul rând, copiii din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi bună în continuare, un bun sfârșit de săptămână și să ne auzim de bine. Mulțumim! Mulțumim, Maria.